Citirea rapidă este mai mult decât o necesitate, pentru că dacă o carte obișnuită care are 300 de pagini o citești în 6 ore, 8 ore, e destul de mult. Odată ce înveți cum să-ți iei informația repede, înveți și cum să o asimilezi repede și apoi poți să o folosești ca să o aplici. Acolo asta înseamnă învățare, învățare înseamnă aplicare. Aparatul de citire rapidă este un brevet unic în lume, are un principiu la bază foarte simplu, dar și foarte eficient. Acesta este unul din exercițiile cu care se lucrează. Vine exercițiul frumos aici, în această fantă, ne uităm ce scrie, punem aparatul la distanța focală optimă, adică să vedem exact ce scrie, urcăm următorul exercițiu și avem la dispoziție o fracțiune de secundă să vedem ce scrie. La început ochii nu văd, pentru că viteza este foarte mare, este pus de 3 ori mai repede. Dar la un moment dat încep să se ajusteze viteza și încep să vezi un cuvânt, două cuvinte, trei cuvinte și lucrând cu aparatul 2 săptămâni, deja îți dublezi viteza. Are aplicații foarte bune și pentru limbile străine. Poți să pui yellow, liniuță, galben. Atunci creierul imediat face legătura între cele două cuvinte când le vede. Pentru adulți avem kitul de învățare și citire rapidă unde sunt toate materialele din curs. Un adult poate să lucreze individual, personal. Să obține rezultate foarte bune. El este de sine stătător ca și aparatul. Se poate lucra separat numai cu aparatul. Ele merg foarte bine împreună. Dacă nu poți să citești repede, nu ai cum să înveți repede, pentru că principala modalitate prin care ne luăm informația este citirea. Și atunci, în momentul în care citești de 3-4 ori mai repede, în momentul în care înveți cum să memorezi creativ și nu mecanic informația, învățarea devine foarte ușoară și foarte comodă când o iei ca pe un antrenament, când o iei ca pe un joc, când o folosești ca să crești, când scopul este mai înalt decât de a învăța. Foarte multă lume confundă învățarea cu memorarea. Ei cred că dacă au memorat, au învățat. Când vorbim despre învățare rapidă, avem două abordări. În momentul în care citești repede, memorezi creativ, automat începi să înveți rapid. În momentul în care te cunoști pe tine ca persoană, știi cum funcționezi, care este relația cu informația, la fel, începi să înveți rapid, pentru că știi cum să iei informația, din ce perspectivă. Multe probleme cu învățarea apar pentru că oamenii nu se cunosc și pentru că nu au relație cu informația. De aceea când un elev, un student sau un adult are de învățat, el neavând o relație cu mintea lui, da, cu informația, îi se pare dificil sau greu. Dar dacă mintea ar fi un instrument și ar avea o relație cu informația, s-ar schimba total, pentru că atunci el este cel care face acțiunea, cel care generează ceea ce se întâmplă acolo.